Bună seara și bine v-am găsit la noua ediție Față în Față. Numele meu este Florin Dobrater și astăzi vorbim despre altceva. Dacă tot am vorbit despre administrație, despre politică, vreau să vorbim despre pasiunea. Și vreau să vorbim despre pasiunea pentru off-road. Alături de mine în această seară am doi prieteni, pot să spun așa, două fir tari și puternice care și-au găsit pasiunea în off-road, o pasiune pe care nu o facem toți, poate din raționamente financiare, poate că ne este frică. Eu personal, în acest weekend, am fost cu băieții la etapa de la Sighișoara, din Cupa Națională, și am văzut ce înseamnă off-road și din punctul meu de vedere, sau pe mine cel puțin, m-a prins. Drept urmare, în această seară vorbim cu Doru Văcaru și cu Aurel Mașca. Salut și bine v-am găsit și la IMNOW. Bună seara și îți mulțumim pentru invitație. Cu drag. Vorbim cu un expert în conducere defensivă, a început ca și instructor auto, acum este proprietar de școală de șoferi, și cu un medic stomatolog, care și-au găsit pasiunea în off-road și nu numai, pentru că la tine vorbim și despre motociclism, la tine vorbim și despre raliu. Ideea e să fie motoare puternice, să sune cât mai tare și să fie viteză. De unde pasiunea pentru off-road? Și vreau să întreb, să încep cu Aurel, pentru că la tine oarecum e normal. Dacă aveai pasiune de stomatolog, aia nu era bine, știi? Pasiunea pentru off-road venită a început cu Doru, evident, că aveam o mașină de overlanding și la un moment dat clubul din care facem și acum parte a organizat un eveniment la Sân George de Mureș. Și mă sună Doru, zice, hai să mergem să vedem cum e, ce înseamnă să faci off-road cu adevărat, nu doar plimbările pe care le făceam noi la vânătoare sau la pescuit. Și în momentul ăla m-am îndrăgostit de această competiție, de acest sport iremediabil. Atunci a fost prima dată când ai intrat în contact cu off-road-ul adevărat? Da. A fost primul moment în care am văzut că, în care am simțit gustul competiției. Că aia era diferit. Până la momentul ăla mă plimbam fără să mă concureze nimeni. Dar atunci mi-am dat seama că pot să mergi pe unde mergeam eu cu 20 la oră și cu 120 la oră, ceea ce mi s-a părut la limită și mie îmi plac lucrurile la limită. Trebuie să spunem că Aurel este pilot, Doru este copilot. Ce înseamnă să fii copilot în off-road? Cât de important este să fie copilot în off-road? Dacă mă întreb pe mine, eu o să zic că este foarte important. Cred că l-am întrebat astăzi, trebuie să răspund Aurel. Dar noi suntem convinși, cel puțin noi din ce povestim noi între noi, suntem convinși că noi avem așa o echipă completă formată din mine, el și mașina. Adică inclusiv mașina este foarte importantă și din această cauză la această etapă de campionat de la Sighișoara am avut o oarecare dificultate datorită faptului că, din fericire pentru noi, avem o mașină brand new, o mașină nouă, adică este vechea noastră mașină care a suferit niște modificări foarte radicale. Mari, radicale, exact, și a trecut inclusiv la altă clasă și cumva noi n-am apucat, fiind gata foarte târziu mașina, n-am apucat să facem testele foarte bine. Am făcut ceva teste cu ea, într-adevăr, doar că, cum zicea înainte Aurel, regimul de concurs și-a spus cuvântul. E una să testezi mașina fără să simți acea presiune a concursului și este alta când ai o presiune a concursului unde cumva toate lucrurile se schimbă. Cât de important e copilotul? Aurel, hai să te trebuie. Da. Păi, copilotul spune unde să mergi. Adică, fără rolul lui efectiv în mașină este să zică de la moment la moment, acum urmează să faci stânga, urmează să faci dreapta. Vă puteți imagina că, se pot imagina că fără copilot n-am ajunge nicăieri. Și totuși vorbim de o mașină care nu este antifonată înăuntru, pe interior, e un zgomot imens acolo și aveți comunicație între voi. Practic, v-au zis, s-a întâmplat și să nu funcționeze comunicația și să... De obicei, nu, glumesc acum, avem destul de bine organizați legate de povestea asta. Și
de obicei lucrurile tehnice funcționează, cel puțin astea, comunicații, navigații și așa mai departe. Ca să completez ce spuneai înainte legat de navigator, trebuie să înțelegem că... Navigator fiind copilotul. Copilotul, da. În partea de navigare în off-road este total diferită de ceea ce cunoaștem din motorsportul tradițional, adică raliu și așa mai departe. Și diferența majoră este faptul că dacă în raliu există o zi în care se face recunoaștere de traseu, la noi în off-road nu există recunoaștere de traseu, ci cumva din contră, trebuie să recunoaștem traseul din prima. Și de aici vine dificultatea, să zicem așa, oarecum suplimentară față de motorsportul normal, față de raliuri, unde la raliuri, spre exemplu, pilotul cu copilotul merg în recunoaștere și cumva pilotul dictează ce urmează să se zică în a doua zi din ziua de concurs. La noi nu știm ce se întâmplă, adică mergem pur și simplu pe bușbuite, să zicem așa. Care a fost primul concurs la care ați participat și cât de greu a fost? Primul concurs a fost la Sân George de Mureș. Nu a fost greu, pentru că nu înțelegeam la momentul ăla ce înseamnă competiție. Dar cred că prima competiție adevărată am avut-o în Bucovina. Eram cu mașina tot de vânătoare, pe care între timp o modificasem. Era un Land Rover Discovery 2, care porecla era Balena, pentru că era cea mai mare mașină pe care o puteai găsi la momentul ăla. Și o competiție care am petrecut cam 4 ore într-o baltă cu noroi, de unde s-au chinuit colegii noștri de echipă, Cionghi și cu Mircea, cu Marius, să ne scoată afară. Unde a rămas fără curent și tot ce se putea întâmpla s-a întâmplat atunci la Bucovina. Moment în care Doru a venit și mi-a spus, știi ce, dacă vrei să facem off-road, te-ai luat altă mașină, cu asta nu merge mai departe. Care a fost prima competiție intensă, să zicem. Ați avut moment în care a zis, nu știu, în cele 4 ore în care a stat în baltă, ok, asta e prima și, sau asta e ultima oară când mergem la off-road? Nu, culmea că din contră a fost o chestie interesantă pentru noi și până au venit colegii noștri să ne zice ce să ne facă de acolo, au trecut câteva ore. Timp în care nu ne-a stat deloc acolo, am încercat să scoate toate metodele posibile până au ajuns colegii noștri. Și poate că asta a și fost chestia cea mai interesantă care ne-a făcut după aceea să nu ne renunțăm. Am văzut că oricât de înfipt ai fi în nămol, există o cale de scăpare. Cea mai amuzantă chestie care s-a întâmplat în vreo competiție? Care a fost? Pentru mine este amuzant când încearcă Doru să urce dealul cu fufa în spate și nu reușește. Eu mă distrez copios că avem unele urcări extraordinar de abrupte, unde mașina singură nu se descurcă și trebuie să o legăm, să o trolăm. Urcare pe care Doru trebuie să o facă cu cablu de troliu în spate până la un copac în apropiere și uneori fiind noroi și oricum extrem de abruptă panta, are o dificultate care pe mine mă amuză în momentul ăla. E un sport de echipă. Off-road-ul. Pe lângă asta am văzut că vedem și filmarea de la Sighișoara. Pe lângă asta am văzut că în momentul în care la Sighișoara v-ați spart baia de ulei, chiar dacă erați în competiție, colegii sau competitorii voștri, mai bine spus, vroiau oarecum să vă ajute. Da, asta este partea cea mai interesantă și cea mai frumoasă, poate putem spune din off-road, faptul că în primul rând suntem o comunitate și abia după aceea suntem într-o competiție. Și ai văzut și tu că erai acolo, s-au oprit poate nu una, ci 10 mașini să ne întrebe dacă avem nevoie de ceva. Alții ne-au dat scule, alții ne-au dat piese, alții ne-au ajutat cu ulei, alții ne-au ajutat cu apă și așa mai departe. Deci asta este una dintre cele mai pozitive lucruri care se întâmplă în off-road, faptul că în primul rând suntem o comunitate. Și legat de chestia nostimă de care ai întrebat înainte, am și eu una, când mergeam la un moment dat cu Aurel la o competiție și bineînțeles că mașina cu care trăgeam trailerul cu mașina de concurs s-a defectat. Și am tras noi repede într-o benzinărie să vedem care e problema. Am descoperit de acolo un furtun de apă spart. Eram, nici nu știu exact unde eram, deci eram într-o localitate uitată de lume. Și pur și simplu a trecut prin benzinăria respectivă, a venit un domn care avea și el o mașină de off-road, dar nu era o mașină de concurs, era o mașină de off-road.
Și l-am văzut că se uită lung către mașina noastră de concurs, că l-am văzut că se uită lung, am făcut să se oprească, să ne explice, să ne zică ce putem să facem. Era o vineri seară. În condițiile în care, scuză-mă, niciunul dintre voi doi nu sunteți mecanici. Da, exact. De obicei, unul dintre, din celelalte echipe, unul dintre, fie copilul sau pilot, e mecanic. Da. Noi avem la telefon pe speed dial un mecanic tot timpul. Da, și ca să termin ideea, omul respectiv, deși era, nu știu, 8-9 seara, într-o vinere, a reușit să ne ducă la un prieten de-al lui care avea un parc de dezmembrări și să găsească furtunul respectiv, să vină cu noi, să punem furtunul, să putem să mergem mai departe cu mașina de concurs, să mergem la competiție. Deci, chestia asta de... Aici sunt imagini din mașină, din mașina voastră. Dacă pot lumea să-și dea seama prin ce hârtoape treceți. Cum am văzut că după ce s-a terminat competiția de vineri, strămurau foarte, foarte tare mâinile și spuneai că vrei să ajungi acasă să iei antiinflamatoare, că te dureau foarte tare mâinile. Cât de greu e să conduci în mod normal 2 ore, acum la voi au fost 8. 8-6 minute, cele mai importante 6 minute. Cât să conduci? Că efectiv de condus ați condus 2 ore jumate, ceva de genul ăsta. Cât de grele sunt acele 2 ore comparativ, nu știu, să mergi până la București să vin apoi pe drum național? Nu cred că există jumătate de kilometru drept. Și dacă există jumătate de kilometru drept, ăla are cel puțin gropi, cel puțin denivelări. Și toate acele forme de relief le simți în volan direct, pentru că avem o mașină din 89 și dacă toate caroseria și direcția sunt ale mașinii din fabrică, bine, sunt modificate heavy duty, dar ca și sistem este cam același. Și evident că nu îl învârți cu degetul mic și toate mișcările pe care le faci le simți foarte bine în musculatura. Există un echipament special pentru off-road, cum avem la motocicliști piele sau la off-road, că am văzut oamenii nu erau foarte bine protejați, să spun, din punctul ăsta de vedere, cu apărători sau... Cu toate că riscați lovituri, fiind foarte mult fier în mașină. Din punct de vedere al regulamentului, este foarte clar legat de siguranța pilotului, este obligatorie casca, este obligatoriu roll cage în mașină și mai multe, astea sunt cele mai ușor de Nu, eu mă refer explicat. Ca și vestimentație. Ca și vestimentație nu avem obligație să purtăm. Ideea este că trebuie să avem un echipament care să fie ușor de purtat pentru noi. Spre exemplu, mie care trebuie să cobor din mașină repede, să urc pe dealuri, să... când în 4 labe, când în picioare, cum reușesc la să urc sus. Să încerci de multe ori. Să încerc, da. Am nevoie de un echipament foarte elastic care să-mi permită să fac mișcări ample. Deci cam asta ar fi. Un echipament care să-ți ofere libertate de mișcare. În cazul nostru. Deocamdată nu există un echipament obligatoriu. Probabil în scurt timp va fi sau nu știu. Acum, la această competiție de la Sighișoara, au participat din toate clasele de mașini, de la juniori până la extrem. Voi ați început... care a fost categoria la care ați început? Standard B. Standard B. Haideți să explicăm un pic ce înseamnă Standard B. Standard B este mașină de serie, adică, în cazul nostru, un Nissan Patrol, a căror modificări se pot face la motor, upgrade la motor, dar nu poți să schimbi motorul cu un alt motor din altă clasă, iar caroseria trebuie să rămână în mare intactă, adică nu ai voie să tai din ea sau să scoți elemente de siguranță sau de protecție din ea. Și acum sunteți? Suntem la standard C sau Challenge, categoria Challenge, unde modificările pot fi infinite cât timp nu umbli la șasiul mașinii și la elementele de siguranță. Este un sport costisitor? Este un sport foarte costisitor. Acum, depinde și cum cât de mult îți dorești să câștigi. Că pe cât îți dorești mai mult să câștigi, pe atât mai tare distrugi mașina și costă mai mult să o repari pe fiecare etapă. Să o pregătești pentru următoarea etapă.
Și reparația e necesară după fiecare etapă, bănuiesc că vorbim de bucșe, de... Pe aici trebuie să vorbim, nu trebuie să, când vorbim, în, cel puțin în off-road, dacă vorbim despre cheltuieli cu mașina, sau cât de scump e off-road-ul, nu putem să calculăm doar prețul mașinii. Că la prețul mașinii, după fiecare etapă, se mai adaugă telescoape, bucși, arcuri, anvelope. Lovituri, anvelope și așa mai departe. Deci, dacă în celelalte sportul cu motor poate schimbi anvelopele și frâne, aici ai o grămadă întreagă de piese care trebuie schimbate după fiecare etapă, datorită regimului în care mergem și traseului pe care îl urmăm. Ați început la Standard B cu un motor de 100 și cât 116 cai. Și în momentul acesta aveți un motor de 350 de cai. Un pic de diferență. Până unde poate, sau vreți să vă opriți la Standard C sau vreți să ajungeți către extrem la cele mașini tubulare? Avem două direcții în care ne dorim să mergem. Una este spre open, nu extrem. Open sunt mașini tubulare, dar au un traseu între traseul de viteză și traseul de dificultate. Extrem are dificultate 90% și cred că la vârsta noastră, nivelul de competiție, și când mă refer la vârsta noastră, mă refer la copilotului, care trebuie să urce pe niște zone extreme ca să legi mașina. Că eu am norocul că pot să stau în mașină să dau indicații, dar cineva trebuie să mă tragă de acolo. Și extrem e cam complicat pentru noi. Și a doua direcție în care ne gândim sau în care mi-aș dori să o explorez este Rally Ride-ul. Mai exact? Rally Ride-ul este o competiție care este internațională. Off-road în România există, Croația mai cochetează și Bulgaria cu off-road-ul. Off-road-ul competițional, cum îl avem noi. Rally Ride-ul internațional. Cred că multă lume e familiarizată cu Dakarul sau competiții de genul ăsta. Și înseamnă viteză cu mașini de teren, competiție de viteză și nu dificultate. Trebuie să-l obișnim pe Doru să urce pe dune, să coboare, să... Acolo Doru nu mai urcă, doar că trebuie să fie foarte rapid în vorbit. Din punctul meu de vedere este un lucru bun. V-ați vedea la Dakar? Eu, sincer, m-aș vedea la Dakar. Eu m-aș vedea dacă își vreau 1 milion de euro. Sponsori! Da, trebuie să spunem că până la urmă voi reprezentați și un club sportiv, o asociație, VR, care vine de la Valea Regilor. Care e denumirea exactă? Valea Regilor Motorsport Club. Motorsport Club, care e din Târgu Mureș, din județul Mureș. Da, și pentru cei care sunt pasionați și vor să vadă competiții adevărate, de ce nu să vină sponsori către asociație, pentru că aveți nevoie în primul rând de prieteni. Cred că asta e cel mai important. Și pentru pasionații de off-road, de motosport, să vină lângă voi și să creșteți o comunitate cât mai mare. Cred că asta e cel mai important, să fiți cât mai mulți. Unde sunt mulți, este și putere. Da, și dacă tot suntem acum aici cu tine în studio, noi avem acea pagină, avem o pagină de Facebook, Valea Regilor, o găsește toată lumea pe Facebook, și acolo în următoarea perioadă noi am încercat, sau mă rog, încercăm să facem tot felul de chestii ca să aducem membrii noi, pentru că și noi așa am început cu acea competiție de la St. George, și vom încerca să facem câteva evenimente de, să zicem așa, test drive, adică cei care cred că au o aplicare către această latură de motorsport, pot să vină cu noi să vadă care sunt senzațiile petrecute acolo și de ce nu ne gândim ca pe luna viitoare să facem inclusiv un curs de navigatori, de copiloți, pentru că s-ar putea, sau mă rog, avem discuții cu încă două echipaje, încă două mașini, de fapt doi piloți, care ar avea nevoie, deci mașinile există, piloții există și ar avea nevoie de niște navigatori. Și am zis că dacă este nevoie de navigatori, de ce nu să-i pregătim noi, din experiența noastră, eu și ceilalți colegi de-a mei, de-a noștri, care se dau în campionat. Și pe lângă asta, știu că o să fiți prezenți la mai multe festivaluri din județul Mureș. Știu că s-a vorbit la Desculță în Iarbă, s-a vorbit și pentru
alte festivaluri de amploare din județul Mureș, unde practic vreți să faceți cunoscut acest sport, să duceți mașinile ca lumea să vadă și să fie oarecum mai prietenoasă față de tot ceea ce înseamnă off-road. Păi, clubul nostru la momentul ăsta are 3 mașini în campionatul național de off-road. E mașina noastră, mașina colegilor noștri Mirel și Mircea, care se bat în aceeași clasă ca și noi și care chiar weekendul ăsta la Sighișoara au reușit să obțină locul 3 la ambele manșe, și la trofi și la trial, și ne dorim foarte mult să-i felicităm, să te mândri de ei. Mai avem încă un echipaj care din motive tehnice nu a ajuns, chiar în ziua înscrierii au avut o defecțiune tehnică la probe și la teste, cu Jolti și cu Vlad. Și celelalte 2 mașini care spune colegul meu, la standard B și la standard A, cu Chonghi, care își pregătește mașina în Ungaria de un an de zile și își dorește să intre destul de tare în off-road, și ne dorim să dezvoltăm această pasiune, să o arătăm și la alții, pentru că știm din cupele trecute și din evenimentele trecute că de fapt există foarte mulți oameni care utilizează mașinile de off-road chiar dacă nu pentru competiție și care poate că undeva au pasiunea asta și nu știu exact cum să o exploreze. Cum am avut și noi, n-am știut cum să o explorăm. Și până la urmă, șirul nostru aici, a televiziunii, a fost să vă aducem în față, să vadă lumea că există o asociație, un club sportiv, unde cei care sunt pasionați de off-road și se dau prin păduri, poate să facă într-un cadru organizat acest lucru, alături de profesioniști. Și foarte important că unde există reguli de siguranță, se pot face, poți să-ți dezvolți pasiunea în siguranță. Asta e cel mai important. Care ar fi sfatul tău, Doru, pentru cei care vor să apuce acum de off-road? Păi dacă voi da un răspuns din experiența noastră de până acum, cred că cel mai bine ar fi, în primul rând, înainte să înceapă, iar oamenii ar putea să intre și fără să fie membri într-un club, să se dea în competiții, doar că să se rezolvească câte probleme pe care le-am avut și noi. Faptul că nu am știut nimic despre cum se mănâncă, începând de la scrieri până la cu cine trebuie să vorbești, ce trebuie să faci, cum să faci, ce probleme poți să aibă mașina respectivă. Și atunci poate ar fi bine să vină, nu trebuie neapărat să vină, îi ajutăm fără să fie neapărat membrii clubului dacă nu-și doresc chestia asta, să le dăm un sfat legat de cum să pună mașina, cum să pregătească mașina, cum trebuie să fie roll cage-ul ca să fie omologat și ca să poată să dea în competiții. Cei măsuri de siguranță sunt obligatorii. Să explicăm un pic la oameni. Sunt acele bare de oțel, nu? Da. Prin care se întărește mașina. Practic, da. În cazul unui impact, nu, adică voi sunteți în siguranță. Exact, da. În cazul în care mașina se răstoarnă, nu, caroseria nu se ondulează în așa măsură încât să ne poată răni pe noi. Și aceea rochie trebuie să respecte niște reguli legate de suduri, legate de formă și așa mai departe, dimensiunea țevii și așa mai departe. Și atunci, decât să începi să-ți construiești un rochie singur, chiar dacă ți se pare că e mai ieftin în prima fază, după care să-l refaci, ajungem mult mai scump. Dar atunci, cu drag, oricine, dacă are nevoie de astfel de informații, cu drag îi ajutăm, trebuie să... Deci pentru cei care au nevoie de astfel de informații, vă pot găsi pe pagina de Facebook Valea Regilor Motorsport. Da, Valea Regilor Motorsport. Bun, perfect. Cred că asta e cel mai important, să știe lumea că sunteți și de fapt nu sunteți doar voi doi, că până la urmă sunteți o comunitate mai mică, dar în creștere, și cred că o să ajungeți acolo unde vă doriți, atât timp cât sunteți deschiși să le dați sfaturi celor care vin către voi. Da. Bun, să revenim la competiție. Următoarea etapă? Următoarea etapă este la Iași, în luna iunie. Nu e cam mare pauza? Este cam mare pauza. Există mici probleme în a viza traseele acum, la care CNR, Comisia Națională de Off-Road, lucrează în parteneriat cu RomSilva și cu Ministerul. Încercăm să obținem avize pentru a ne face traseele, dar la momentul ăsta unul dintre trasee nu a primit aviz, motiv pentru care a trebuit să fie anulată, și avem o pauză cam lungă pentru gustul nostru, dar așteptăm Iașul. Și în pauza asta putem să mergem la alte evenimente, cum ar fi cupele, care nu au aceeași importanță, mă rog,
acolo este multă distracție, pentru că nu, cumva punctajul nu se adună în, ca și în cazul etapelor de campionat și atunci nu ai stresul ăsta al punctelor, dacă nu iese ceva, dacă nu merge mașina, nu deci, contează. Până la urmă vorbim și de distracție. Vorbim și de distracție, bineînțeles. Trebuie să le explicăm la oameni. Bineînțeles. Stresul este în etapa de campionat, da. Și distracția este în cupă. Da. Unde am zis că eu la cupă n-am fost, sper să ajung și eu odată, să văd muzică, grătare, da, exact. și voie bună. Da, acolo este o întâlnire, o întâlnire prietenească, nu așa spune, cupele sunt prietenești, toată lumea, partea faină la cupe este că toată lumea este prieten cu toată lumea. Nu contează cine la ce clasă se dă, nu contează cine câștigă, cine pierde. Este foarte tare. Da, repet, ceea ce am văzut eu la Sighișoara, când voi stăteați cu mașina pe acel buștean pe care ți-ai ambiționat să-l treci și el s-a opus și a și reușit să se opună. A câștigat buștean. Da, a câștigat buștianul. Trebuie să spunem la oameni că Aurel este pasionat de tot ceea ce înseamnă lemn. Unde vede un buștean sau un copac, Pinocchio face din el. Deci nu... S-a oprit, chiar dacă vorbeam de competiție și toți încercau să scoată, că până la urmă vorbim de cel mai bun timp, nu? Da. Chiar dacă nu porniți totodată, porniți pe rând, timpul este cel mai important. S-a oprit să vă trebuie dacă sunteți ok, dacă aveți nevoie ceva sau dacă vă poate ajuta. Mie mi s-a părut extraordinar. Cu tot mai mult când în a doua zi de concurs ai văzut și tu că timpul nostru de pe locul 4 a fost la 36 de secunde de locul 3. Adică contează inclusiv secunda. Da, da. Dar totuși au ales să se oprească, să întrebe dacă suntem în regulă și dacă avem nevoie de ceva. Și, asta și e voi, foarte la faină. Rândul vostru, cred că v-ați oprit în momentul în care unul din cu siguranță, da. Ceilalți participanți la concurs au avut probleme. Nu cred că ați trecut pe lângă ei indiferenți. Da, așa este. Ca eu sunt și pasionat de schi și la fel și la schi, când ești tu și natura, oamenii trebuie să se unească între ei și să se ajute, pentru că și la fel și aici. Orice se întâmplă, primul trebuie să vezi dacă persoana a cărei mașină e oprită este în siguranță, dacă este în regulă, dacă are o problemă de viață și de moarte. Și dacă e în regulă, ne vedem mai departe de concurs și la final mergem să-l ajutăm. Dacă poți să-l ajuți, să-i dai, eu nu știu, are nevoie de scule sau nu știu eu ce și poți să-i le dai, de ce nu? La scule dentare în cazul nostru. Da. Să-i pui niște plombe acolo în pădure. Dacă are nevoie, dacă durere. Fiind medic stomatolog. Durere de dinte, eu dacă... cu durere acolo. Dar tehnic, deși ai văzut și tu, am schimbat baia de ulei lângă bușteanul meu. Luăm o scurtă pauză publicitară să ne revenim din acest șoc stomatologic, să revenim către off-road. Rămâneți pe M9, revenim în câteva minute.